Monseniorul Cornel Damian, arhiepiscop auxiliar și vicar general al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, este o personalitate fascinantă. O să-l cunoaștem astăzi la interviuri de excelență. Vine din Ardeal, acolo unde, în perioada comunistă, Biserica Greco-Catolică era în clandestinitate. Cunoaște trei dintre suveranii pontifi, Papa Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea și Papa Francisc. Este interesat în misiune de familia creștină, dar, de asemenea, studiază relațiile diplomatice dintre Vatican și București, pentru că una dintre misiunile excelenței sale este aceea de a găsi reunificarea bisericii catolice cu cea ortodoxă. La interviuri de excelență, preasfințitul Cornel Damian. Excelența voastră, Monseniore Cornel Damian, vă mulțumesc în primul rând pentru timpul pe care ni-l acordați în interviurile de excelență. Vă mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat la acest interviu. Vă spun bine ați venit aici în Biserica Sfinților Apostoli Petru și Paul din Pitești, unde, așa cum știți, sunt într-o vizită pastorală, o vizită canonică pentru 3 zile. Monseniore, aș vrea să pornim interviul nostru dintr-un moment, am spune noi, crucial pentru misiunea excelenței voastre. 31 octombrie 2003. Atunci când, iată, în drumul dumneavoastră apare crucea pe care trebuie să o duceți prin preoția absolută. Deveniți sau sunteți numit episcop de către suveranul pontif. Cum ați perceput? Care a fost dimensiunea când omul, iată, da, primește sigur, o misiune? Într-adevăr, în 31 octombrie 2003, atunci s-a făcut public în Osservatore Romano numele meu și faptul că Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea m-a numit episcop titular de Iziriana în Numidia și auxiliar de București. A fost o surpriză pentru că nu mă așteptam la această numire. Oricum, practic, cu câteva zile înainte, eu deja știam de acest lucru, pentru că nunțiul de atunci, nunțiul apostolic, de la București, Monseniorul Jean-Claude Perisset, m-a chemat într-o zi la anunțiatură și mi-a spus, uite, Sfântul Părinte a decis să te numească episcop. Și acum tu trebuie să dai acordul, dacă ești de acord sau nu. Și atunci l-am rugat să mă lase câteva zile în care să reflectez, să mă rog. De ce oare? Era copleșitor? Da, se poate spune și acest lucru, că într-adevăr este copleșitor, dar am zis că este important pentru mine să stau de vorbă cu Domnul înainte de toate și l-am rugat pe Dumnezeu să mă lumineze și în același timp am reflectat și asupra cuvintelor din Sfânta Evanghelie, care de altfel sunt cuvintele Mântuitorului, cuvintele lui Iisus. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Nu? Și am încercat să meditez aceste cuvinte și să mă gândesc că, de fapt, prin alegerea papei se exprimă voința lui Dumnezeu. Nu am înțeles de ce Dumnezeu s-a oprit la mine. Mi-au venit atunci în minte, cred, cuvintele Evangheliei, că Dumnezeu alege uneori pe cei slabi în ochii lumii, nu? Nu numai decât pe cei mai puternici sau poate la care ne gândeam sau ne așteptam noi. Și atunci am zis, mă voi abandona
voinței lui Dumnezeu. De altfel, acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am ales ca motto pentru stema mea episcopală acele cuvinte in verbo tuo, la cuvântul tău, nu? Este un relat, cuvinte care relatează episodul pescuirii minunate, nu? Petru, care o noapte întreagă se trudește împreună cu confrații săi să pescuiască, să prindă ceva, nu reușește, n-a avut succes la pescuit în acea noapte și așadar, momentul, la cuvântul tău, voi aruncam moment, rejele, v-ați gândit. Da, în momentul în care îl întâlnește pe Hristos, Mântuitorul îi spune, aruncă rejele acum și el se încrede în cuvântul lui Iisus și pescuirea a fost minunată. Atunci am zis, sigur, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este mereu alături de noi, chiar dacă noi nu întotdeauna reușim să citim care este planul lui Dumnezeu, ce vrea numai decât de la noi Dumnezeu, de ce a ales Dumnezeu așa. Este clar că nu v-ați predestinat neapărat să ajungeți într-un punct, pentru că nu vorbim despre o carieră, ci despre o misiune. Despre o slujire, despre da. Despre o slujire. Da. Și acesta este motivul pentru care vă întorc pe drumul dumneavoastră, înspre perioada în care ați început, v-ați format. Perioada catehizării sau nu neapărat, ați plecat din Ardeal, un Ardeal în care greco-catolicii erau persecutați în perioada comunistă. Au plecat părinții dumneavoastră la Drobeta Turnu Severin, unde ați rămas, evident, în rândul catolicilor romano-catolici, și v-aș întreba acolo ce modele și cum ați reușit să supraviețuiți într-o credință în care v-ați născut. Da, când am plecat din Ardeal, eu m-am născut la Jibou, în județul Sălaj, în anul 1960. Și am plecat din Ardeal prin 1963, deci eram foarte mic. Nu? Am plecat după ce a ajuns și în județul Sălaj colectivizarea și atunci a fost luat pământul părinților, tot ceea ce ei aveau și s-au transferat la Turnu Severin. Și aici, la Turnu Severin, mama mea, care era o femeie foarte credincioasă, a început să mă ducă la biserică, pe măsură ce eu creșteam, nu? Să mă ducă la biserică, o biserică frumoasă, o biserică romano-catolică din Turnu Severin, și acolo am avut marea șansă să întâlnesc un preot care era paroh, părintele Victor Iacobec. Dânsul a murit acum câțiva ani, care e un preot foarte înțelept, un om dedicat rugăciunii și apostolatului și mai ales un om care știa foarte bine, cunoștea acest fenomen al ardelenilor care au trebuit să plece din Ardeal și iată se meargă, să zicem, într-o lume necunoscută pentru ei, într-o lume total diferită, în Oltenia, pentru că erau mulți ardeleni și atunci dânsul a încercat să-i strângă în jurul dânsului ca păstor, să-i călăuzească, să-i catehizeze și în felul acesta eu am crescut practic, eu am crescut la umbra acestui părinte și cred că eram mic, nu? Văzându-l cum slujește, cum vorbește cu lumea, cât de dedicat este lui Dumnezeu și bisericii, în mintea mea, sufletul meu a încolțit acest gând. Iată, aș vrea să fiu și eu ca el. Aveți deja două repere, modelul mamei care este fundamental și modelul preotului, da. Este fundamental din nou. În ce privește învățătorul, dacă vreți, dascălii, era o perioadă, într-adevăr, în care
școala românească. Era o perioadă, sigur, dificilă, pentru că eram exact. în plin comunism. Exact. Și eram oarecum derutat, mi-amintesc foarte bine, în clasele primare, directoarea școlii era soția primului secretar al partidului. Și mi-amintesc foarte bine că ne spunea totdeauna înainte de sărbători, de Crăciun, de Sfintele Paști, să nu ne prindă la biserică, pentru că acestea sunt niște tradiții ale bătrânilor și nu sunt în concordanță cu omul nou pe care societatea respectivă îl construia. Și tot din această perioadă, eu mergeam totuși la biserică duminica, tot și uneori și în timpul săptămânii, și tot din această perioadă îmi amintesc, și cred că și acest episod m-a ajutat foarte mult, îmi amintesc că într-o zi de marți am mers la biserică la Sfântul Anton. Nu? Știți că în biserica noastră este cinstit foarte mult Sfântul Anton de Padova în ziua de marți. Și cred că era tot așa o perioadă de iarnă, pentru că mi-amintesc, eu intram în biserică și din biserică ieșea profesoara mea de fizică. Ce surpriză! Surpriză! Eu oarecum am înlemnit, m-am speriat, totuși am avut forța să o salut, ea mi-a răspuns la salut și a plecat. A doua zi aveam ora de fizică cu ea și eram așa neliniștit ce va zice. Ea a intrat în clasă, s-a uitat la mine și a zâmbit. Și asta a fost totul. Dar pentru mine a fost un semn. M-am gândit atunci, înseamnă că dacă și profesoara mea de fizică merge la biserică, înseamnă că este mult neadevăr și multă propagandă care se face aici în școală, tocmai pentru a împiedica această creștere a copiilor, a tinerilor și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere religios, nu numai din punct de vedere intelectual. Desigur că erau puține forme de protest în perioada respectivă, toate ar fi fost înnăbușite. Nu, sigur, nu se putea vorbi de așa ceva. Ascultați, sau părinții, evident, că încă erați micuți, ascultau Europa, Europa Americii, Europa Liberă. Da, da, eu mi-amintesc, da, mi-amintesc că ascultam. Adică își luau gur de oxigen. Da, mi-amintesc că ascultam Europa Liberă și mi-amintesc că ascultam și Sfânta Liturghie, se transmitea și Sfânta Liturghie la radio și chiar la un moment dat se crease așa un fel de obicei, pentru că unde locuiam eu, la bloc, într-un bloc, pe scara respectivă erau mai multe familii de ardeleni și se strângeau toți la noi și ascultau Sfânta Liturghie. Iată ce frumos! Vine perioada în care veți pleca, evident, de acasă, deveniți adolescent, plecați să studiați teologie, plecați să studiați teologie la Iași, nu-i așa? Perioada aceea în care, chiar vă întreb ce cărți vi se puneau pe masă să citiți în perioada în care știm că într-o facultate de teologie primii ani faci un gen de filozofie. Da, 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 sigur. Și în primii doi ani la Iași, ca și acum și atunci, se studiază filozofia. Aveați acces la ce? Adică ce puteați studia? Mă gândesc că atunci era marxism, leninism, probabil că nu intra încă nu, în studiul dumneavoastră, studiați tomismul? Da, era tomismul, era filozofia Sfântului Toma de Aquino și iată ce coincidență, astăzi e 28 ianuarie, în calendarul bisericii noastre este tocmai celebrată memoria acestui mare sfânt, Sfântul Toma de Aquino, filozof al bisericii. Da, studiam, însă era o problemă, după aceea, sigur, după 2 ani am început teologia, era o problemă pentru că nu aveam cursuri, nu aveam foarte multe cărți,
Și trebuia de multe ori să scriem la mână cursurile sau să fie bătute la mașină. Preoții, profesori ne dădeau, ei scriau la mână cursuri și ne dădeau... Ceea ce conferențiau. Da, exact. Și noi scriam la mașină și se multiplica. Mă gândeam că vin probabil din bibliotecile din Biserica Apuseană sau vin undeva de la Roma, mă gândeam că vin. Era foarte, foarte greu, foarte puține cărți. Și probabil în latină. Ajungeau la noi, da, da. Și probabil în latină. Sigur, și în alte limbi străine, da. În perioada respectivă ați citit și filozofii, sau filozofii. Era firesc să citiți parte și din literatura filozofică românească vis-a-vis de Dumnezeu, nu știu, un Eliade, să zicem, un Cioran mai ales, care sigur, aduc... Sigur că da, dar accentul lecturilor mele era totuși ceea ce ne sugerau la școală. Ne sugerau profesorii, pentru că am vrut așa cât a fost posibil să mă formez cât mai bine și ni se spunea acest lucru. Mi-amintesc de un profesor care ne spunea: voi veți fi preoții anului 2000, nu? Deși la vremea respectivă se vorbea despre 2000 ca despre un an. Da, și atunci sigur că și era o oarecare exigență. Al treilea val. Da. Așa. Era o oarecare exigență. Nu, preoții noului mileniu, nu? Sigur. Al treilea val va fi religios sau nu va fi deloc? Da. Și atunci, sigur că se insista foarte mult și pe formarea intelectuală, nu numai pe formarea spirituală, pe formarea liturgică, dar și pe formarea... Deci n-ați avut niciodată zbaterile unui adolescent care, sigur, se formează pe băncile profesorilor săi, dar trage cu ochiul și către alte tipuri de filozofii în încercarea de a-și găsi. Nu, să știți că din punctul acesta de vedere nu am avut probleme, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult în seminar și mi-a plăcut foarte mult viața și programul din seminar. Programul care era o, să zicem așa, o îmbinare între studiu, rugăciune, meditație, formare și spirituală și intelectuală. Și atmosfera din seminar, eram în perioadă comunistă, nu? Dar noi ne simțeam protejați și ajutați de formatorii noștri, de preoții, profesori, care știau mult mai mult decât noi ce se întâmplă în lume. Sigur. Nu? Și atunci ne simțeam protejați de ei și, într-adevăr, simțeam dăruirea lor ca noi să ne pregătim cât mai bine și să devenim preoți adevărați. Ați reușit. Ați devenit preot, v-ați întors către București, adică v-ați întors în Oltenia, sigur. Da, pentru că m-am pregătit pentru Arhidieceza de București, da. Exact. Și aici ați construit, ați început să construiți. Ați ajuns, după ce ați fost paroh într-o biserică, ați ajuns ulterior în Sfânta Cruce, nu-i așa? Și aici ați construit din nou, ați construit o biserică. Da. Eu am fost hirotonit în 86. Era dificil să construiești pentru Biserica Catolică atunci, întreb? Da, a fost, nu a fost ușor, deși construirea bisericii am început-o după 90, deci după căderea comunismului, dar nu a fost ușor, pentru că, sigur, se punea înainte de toate problema financiară și pe lângă acest aspect al banilor, totuși nu a fost ușor nici să obțin autorizația de construire. Mi-amintesc că a durat 2 ani până am reușit să strângem toate actele, deși nu mai era comunism, totuși erau destul de exigenți în a acorda o autorizație de construire. Și, sigur, după aceea proiectul, dar apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a construit această biserică din București, pe Mihai Bravo, Biserica Sfânta Cruce, care este una dintre bisericile frumoase, zic eu,
din capitală. Asta... Și totdeauna mă întorc cu drag acolo. În această biserică. Merg cu drag la Sfânta Cruce. Asta pentru că n-ați construit-o numai din cărămizi. Nu numai din cărămizi, dar e adevărat. Am văzut cum se construiește, se formează și comunitatea de credincioși în jurul biserica vie. Pentru că, sigur, degeaba faci biserici de piatră și ele rămân goale, dar am văzut că se construiește deja, se conturează, mai bine zis, și comunitatea de credincioși. Și acum este, într-adevăr, o parohie mare, o parohie frumoasă și preoții care au mers după mine au continuat cu multă dăruire misiunea lor preoțească la Sfânta Cruce. Iată, v-ați continuat lucrarea, ați devenit dumneavoastră mentor pentru studenții de atunci, pentru teologie, făceați o teologie, dacă nu mă înșel, o teologie morală? Da, am predat câțiva ani pentru că s-a deschis la București un institut teologic Sfânta pentru Tereza. Laici, da, pentru laici și diferite facultăți, teologie didactică, teologie și limbi străine, teologie asistență socială și sigur că aveau nevoie și de profesori. Atunci, câțiva ani, am predat teologie morală. Aceeași perioadă în care, toată perioada v-ați ocupat, v-ați luat ca lucrare, de fapt, familia catolică, familia creștină și nevoile ei, nu-i așa? Cu tot ceea ce înseamnă, până la urmă, zbateri și reușite și ați reușit să creați chiar o asociație de atunci, din perioada respectivă, a familiilor catolice în București și le acordați, de câte ori se poate, asistență duhovnicească, am putea să spunem, da, și nu numai. S-a conturat mai bine această asociație după ce am ajuns episcop. De acord, și, dar ați început să lucrați deja cu familiile, vremea, respectivă. Da. Ca de altfel în fiecare parohie, pentru că preoții sunt conștienți de rolul și misiunea unei familii în biserică, în viața bisericii. Și aici mă gândesc, de exemplu, la pregătirea pe care o fac preoții, o făceau și atunci și o fac și astăzi, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Pentru că în felul acesta se poate vorbi de familii solide, de familii adevărate, nu? Care știu să respecte valorile familiei. Dacă logodnicii sunt pregătiți. Responsabilitatea relației exact, de căsătorie. Exact, responsabilitatea. Și atunci noi dăm multă prioritate, ca și în trecut și astăzi, acestei pregătiri catehetice, să zicem, nu? A logodnicilor pentru căsătorie, ca să fie conștienți de pasul pe care îl fac, pentru că viața de familie nu este întotdeauna foarte ușoară, nu? Și atunci pregătirea lor catehetică este importantă. Și acum îmi vine în minte, chiar recent am citit o intervenție a Papei Francisc care tocmai vorbea despre această necesitate a pregătirii solide a tinerilor care urmează să se căsătorească. Chiar a folosit un cuvânt, cuvântul catecumenat. Catecumenat al familiilor. Noi folosim în biserica noastră acest cuvânt catecumenat. Este acea perioadă de pregătire a celor care primesc botezul la o vârstă adultă. Nu? Și atunci ei urmează un drum de formare, de pregătire. Acest drum se numește catecumenat. Papa Francisc vorbește, iată, despre eventualitatea unui catecumenat sau necesitatea unui catecumenat și în ceea ce privește formarea viitoarelor familii. Cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o criză morală exact. Fantastică. Este, se poate într-adevăr vorbi de o criză prin care trece familia și este suficient să ne gândim la,
la creșterea numărului divorțurilor, nu? Familii care, iată, se destramă după foarte puțin timp de la celebrarea căsătoriei, apoi aceste provocări cu care se confruntă familia, nu? Mă refer la, iată, propuneri de legalizare a unor uniuni care nu sunt în conformitate cu legea. Adică nu căsătoria, ci acele convenții civile. Exact, prin exact. Care, da, da. Tinerii rămân împreună, familia, da, 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 familia. Da. Este mult spus familia. Cuplul își crește apoi în mod formal exact. Copiii. Da. Ați continuat să învățați, nu v-ați oprit, ați plecat să faceți un doctorat chiar la Roma. Ați plecat la Universitatea Gregoriană. Da. Ați studiat dreptul canonic. Și acolo, la Roma, probabil, ați studiat și sigur ați studiat și v-au interesat relațiile diplomatice dintre Vatican și București. De ce? Da, am plecat la Roma, sigur, cu binecuvântarea în al preasfințitului arhiepiscop Ioan Robu. Dânsul a decis, a primit o bursă de la cineva și atunci s-a gândit să mă trimită pe mine ca să studiez dreptul canonic, gândindu-se probabil în acel moment că este nevoie pentru Tribunalul Bisericesc. Cer normele noastre canonice. Cei care lucrează în Tribunalul Bisericesc trebuie să studieze dreptul canonic. A făcut, așa cum e normal, mai întâi licența, într-adevăr, la Gregoriana. Este o prestigioasă universitate condusă de iezuiți. Și după ce am terminat licența, am început și doctoratul. Practic, atunci unul dintre profesori pe care l-am ales și moderator al tezei de doctorat, el, practic, în urma unui curs opțional pe care l-am făcut despre relațiile dintre stat și biserică, mi-a sugerat că poate ar fi interesant de vorbit într-o viitoare teză despre concordatul dintre România și Sfântul Scaun. Și, practic, acesta a fost titlul tezei mele de doctorat. Foarte actuală când te gândești concordatul, când te gândești cât de mult și câte eforturi fac, iată, în general, bisericile ortodoxă și catolică pentru a se reîntoarce în același trup. Și probabil că era o teză vizionară. Noi ne-am dorit să fie o teză vizionară. Da, 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 da. Cei care suntem creștini, catolici și ortodoxi. Sigur, eu în această teză am încercat să subliniez câteva aspecte istorice și juridice, nu? Pentru că relațiile diplomatice dintre România și Sfântul Scaun au fost solide și înainte de 48. În 48 va fi... Începe prigoana. Da, da, începe prigoana și atunci practic România va refuza să mai accepte concordatul și relațiile diplomatice vor înceta practic în 1950 pentru ca să fie reluate după 1990. Și practic eu am încercat în teza mea de doctorat să subliniez câteva aspecte istorice de lungul drum de conturare a acestui concordat și, sigur, câteva aspecte juridice care sunt evocate în articolele din concordat. Și acum, foarte important pentru noi, l-ați cunoscut pe Papa Ioan Paul al II-lea. L-am cunoscut, l-am întâlnit. L-ați întâlnit, l-ați cunoscut, este foarte mult. L-ați întâlnit. Da. Cum era Papa Ioan Paul al II-lea, noi îl vedem, l-am văzut numai la televizor, evident. Cum era atunci, sau care era atmosfera în jurul Sfântului Părinte? Da, este foarte interesantă întrebarea dumneavoastră și iată, m-ați ajutat să-mi amintesc de fapt, prima mea întâlnire cu Papa Ioan Paul al II-lea, întâlnire...
Sigur, trebuie să folosim cuvinte. În care l-am văzut de aproape și am putut să-i sărut inelul, a fost, cred că prin 1993, atunci am fost pentru prima dată în Italia, la invitația unui preot, și el a vrut să facă această surpriză, să zicem, mi-a luat bilet la o audiență, adică posibilitatea să intru la audiență generală cu Papa Ioan Paul al II-lea, și practic Papa a trecut la câțiva metri pe lângă mine, eram cu un grup de credincioși și o doamnă a avut, pentru că preotul respectiv mi-a zis, strigă-l pe Papa. Eu eram și sunt uneori destul de timid, n-am avut această forță cum să-l strig pe Papa. Nu? Și atunci l-a strigat o doamnă, o italiancă, o femeie energică așa, care practic s-a încurcat și că nu i-a spus santitate, l-a strigat maesta. Papa s-a oprit și i-a spus, aici este un preot român. Și Papa a venit la mine și l-am salutat, i-am salutat inelul și m-a întrebat, de unde ești? Și am spus, din București, din România. Și dânsul a spus, de la Monsignorul Ioan Robu. Deci îl cunoștea pe arhiepiscop, mi-a dat o binecuvântare și acesta a fost primul moment. Sigur, după aceea a fost, după ce eu am fost numit episcop și consacrat episcop, toți cei care sunt consacrați episcopi merg la Roma pentru un, să zicem, un curs de ajornare, de formare, și cu acea ocazie au și o întâlnire cu Papa. Cum era, părinte? Prima dată când l-am întâlnit, dar pot să spun că era un om extraordinar. Emana efectiv lumină și credință și forță și încurajare. Toate acestea emanau din întreaga lui ființă. După aceea, când l-am întâlnit după consacrarea mea ca episcop, deci asta se întâmpla prin 2004, era deja bătrân și bolnav. Însă, la fel de senin și la fel de primitor, de înțelegător, apoi sigur va muri la scurt timp, în 2005. Nu? Sunteți privilegiat, am putea spune așa. Ați cunoscut sau ați trei papi, trei suverani pontifi. Da. I-a venit pe Benedict al XVI-lea, dar l-am întâlnit în vreo două rânduri pe Benedict al XVI-lea, cu care chiar am stat de vorbă într-o problemă foarte, foarte concretă și o problemă delicată cu care s-a confruntat arhidieceza noastră de București. Și se confundă, că cred că pot să spun, este vorba de acel turn. Biserica, care... este vorba despre Biserica Sfântul Iosif, care este în pericol Sfântul Iosif, de a fi afectată la fundație, exact, din pricina de acel turn care unor s-a turnuri imobiliare. Ilegal, da, și atunci eu am mers la Papa Benedict și am discutat cu tocmai această problemă. Deci, efectiv, a fost un dialog cu dânsul atunci. Și am avut bucuria să-l întâlnesc și pe, deși o întâlnire foarte scurtă, pe actualul papă, Papa Francisc, care, la fel, când îl întâlnești, îți inspiră, la fel, multă, multă liniște, și el o figură luminoasă, plină de căldură și un păstor, așa cum îi place lui să spună, conturând oarecum figura păstorului, și el un păstor care simte turma pe care o păstorește. Înțeleg, iată, Biserica Catolică
a primit daruri frumoase în ultima perioadă. Unul dintre cele mai frumoase daruri a fost canonizarea fericitului Vladimir Ghica. Da, fericitul Vladimir Ghica, deci a fost declarat fericit, a fost practic ridicat la cinstea altarelor. Și v-am auzit vorbind și despre fericitul Vladimir Ghica astăzi. Prin urmare, ne puteți spune de ce ar fi un model pentru toți românii? Da, este... probabil că se știe, sau foarte mulți știu, că Vladimir Ghica, prințul Vladimir Ghica, a fost nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Grigorie Ghica, și s-a născut ortodox, într-o familie ortodoxă. Mama lui era o principesă rusă. Venea din Henric al IV-lea, deci cu o bârșie foarte nobilă. Și a fost educat în religia ortodoxă, dar el în tinerețea lui cunoaște Biserica Catolică și se convertește la catolicism. Întrebat fiind de ce a făcut această alegere, a răspuns: am vrut să devin catolic ca să fiu un mai bun ortodox. Este un răspuns înțelept și practic el a făcut mult efort pentru apropierea celor două biserici, nu? Și iarăși ceea ce șochează citindu-i viața sau cunoscând un pic din viața lui, a rămas aici, în România, a rămas la București. A rămas să facă pușcărie. Da, deși știa că tocmai că va fi arestat, putea să plece, i s-a propus chiar să plece, nu mai era foarte tânăr acum, și a ales totuși să rămână în țară, să rămână la București, să rămână cu fiii lui spirituali, să rămână cu bolnavii lui. Știți că a construit într-adevăr primul spital privat, da, și prima ambulanță. Prima ambulanță, iată câte putem vorbi despre el. Și cu seninătate a acceptat să fie trăit într-un proces nedrept și apoi închis la Jilava, unde va și muri de altfel. Dar acum îl avem miștocitor în ceruri și suntem foarte, foarte bucuroși că iată un fiu al pământului nostru și un fost ortodox este ridicat la cinstea altarelor. Și suntem convinși că se roagă și miștocește pentru noi, pentru că noi credem în această miștocire a sfinților și mai ales în această comuniune care există între toți cei care au fost botezați în Hristos. Acum v-aș întreba, pentru că ne apropiem, din păcate, timpul întotdeauna nu este foarte darnic, ne apropiem de finalul interviului. Excelență, în spiritul a ceea ce scrie pe stema episcopală, in tuo verbo, iată, in verbo tuo, da, de fapt, in verbo tuo, da. Simțiți că această criză morală pe care o trăim și despre care am vorbit ar putea fi mai ușoară dacă, într-adevăr, ortodoxii și catolicii și-ar da... Nu creștini, nu cei care practică, nu vorbim despre cei care practică, pentru că cei care practică până la urmă nu s-au despărțit. Tot oamenii, cei care conduceau influență, cei care aveau influență, cei care aveau putere, au despărțit cele două biserici. Nu credeți că ar fi momentul, și vă întreb să comentați, să ne apropiem până la Uniune? Lucrați pentru asta? Sigur, sigur că da, aveți perfectă dreptate. În această situație cu care se confruntă societatea de astăzi și familia, în mod deosebit, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă trebuie să facă un efort ca să lucreze împreună, pentru că altfel este un mare pericol. Sigur că pași s-au făcut,
Și astăzi se privește mai mult la ceea ce ne unește, nu la ceea ce ne desparte. Și vedeți și Biserica Apuseană, Biserica Catolică, cât de deschisă este față de Biserica Ortodoxă. Sunt multe biserici romano-catolice din Italia care sunt oferite ortodoxilor sau în care ortodoxii pot să celebreze Sfânta Liturghie, ceea ce este un lucru bun, nu? Și Papa Francisc și nu numai Papa, episcopii, doresc această apropiere dintre catolici și ortodoxi. Dacă îmi permiteți, aș spune chiar că unul dintre papi, Papa Pius, este cel care a ridicat, dacă vreți, anatemele aruncate, da, în urmă cu ceva timp. Papa Paul al VI-lea, da, la întâlnirea lui cu Patriarhul Atenagoras, au ridicat anatemele de la Poate explicăm puțin asta, pentru că oamenii nu știu acest lucru. Chiar nu știu că s-au ridicat anatemele, ar trebui să se ierte anatemele date în urmă cu 1000 de ani, între Biserica Ortodoxă și cea, sau între apus și răsărit, s-au ridicat. Da, cred că este foarte important pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă că cele două biserici sunt biserici surori, nu? Și, dar într-adevăr, biserici surori, chiar dacă, iată, nu putem deocamdată să ne împărtășim din aceeași pâine și din același potir la Sfânta Liturghie, totuși suntem frați. Suntem frați pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Avem în comun, înainte de toate, Cuvântul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Avem în comun sacramentele, nu? Pentru că noi recunoaștem toate sacramentele, botezul, Sfânta Împărtășanie, spovada, celebrate în Biserica Ortodoxă. La fel și ortodoxii recunosc, pentru că recunoaștem preoția și această succesiune apostolică care există, care se transmite de la apostol la episcop, nu? Deci sunt atâtea lucruri care ne unesc și ar trebui acestea să le scoatem în evidență, nu ceea ce ne separă. Ceea ce ne separă nu sunt lucruri de nesurmontat, sunt lucruri de politică mică, spune noi. Care cu un pic de efort, probabil, la un moment dat vor fi depășite. Dar e important să nu uităm că suntem frați. Aș vrea să vă spun un lucru care îmi place să-l repet așa. Se face mult efort pentru unitate și pentru promovarea ecumenismului. Dar, așa cum spunea Înalt-Preasfințitul Arhiepiscop Ioan Robo, la un moment dat, în țara noastră mai ales, adevăratul ecumenism îl face poporul credincios. Și este un lucru care ne dă multă, multă mângâiere, pentru că nu sunt conflicte între creștini din acest punct de vedere. Noi avem foarte multe familii mixte. Noi fiind o biserică minoritară, atunci sigur că mulți dintre tinerii noștri se căsătoresc cu persoane ortodoxe. Dar n-am auzit să fie probleme în familie din cauza că unul este catolic sau unul este ortodox. Poate ceva probleme la nivel de ierarhie. Nu? Acum a fost săptămâna de unitate, octava mondială de rugăciuni pentru unitate. Biserica ortodoxă oarecum stă un pic mai la distanță. Nu înțelegem de ce acest lucru. Dar oricum noi credem în unitate și vrem să fim fideli cuvântului lui Hristos și mai ales credem în puterea rugăciunii. Și Hristos s-a rugat pentru ca tot să fie una. Și dacă este voia lui Dumnezeu și pentru acest lucru s-a rugat Hristos,
la o unitate se va ajunge într-o formă sau alta. Pentru că astăzi nu se mai privește această eventuală unire, nu știu, toți să fim catolici, toți să fim ortodoxi. Fiecare își păstrează tradiția lui, pentru că fiecare biserică are spate o tradiție bogată și frumoasă. Nu? Și ar fi păcat să se piardă această tradiție pe care fiecare biserică o are. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să stați alături de noi pentru telespectatorii noștri. Și acum, dacă îmi permiteți, aș încheia așa spunând, iată că de multe ori înalții demnitari ai bisericilor, indiferent de care tip, catolici sau ortodoxi, au multe de învățat de la credincioșii simpli care vin să le asculte cuvântul, iar credincioșii simpli care vin să le asculte cuvântul adesea am auzit că se întreabă de ce oare sunt atât de înalți prelații catolici și ortodoxi. Iar răspunsul am să vi-l dau, pentru că tot poporul a dat, pentru ca smerenia să fie mai grea și mai greu de făcut și mai dificilă. Da, am înțeles, sigur că da. Eu vă mulțumesc, a fost o bucurie pentru mine că dumneavoastră de la Antena Pitești aici. Da, Antena 1 Pitești. Ați binevoit să veniți aici la noi, la biserică, așa cum spuneam și la început. Mă bucur că sunt aici la Pitești, o comunitate catolică mică, dar inimoasă, și mă bucur că, iată, am putut să vă întâlnesc și pe dumneavoastră și să vă mulțumesc și să vă transmit și pe această cale că vă port în suflet și vă port în rugăciune. Vă mulțumim foarte mult! Domnul să ne ajute!